Salut! Bun venit la cursul de limbă engleză pentru începători! Acum haideți să vorbim despre un subiect destul de actual momentan. E foarte discutat acest subiect. E vorba de școala online. Cum spunem în engleză școala online? The online school. The online school. Și pentru că se vorbește atât de mult de școala online în ultima vreme, haideți să începem cu niște cuvinte care se referă la școala online, la studiul online. Să începem cu primul cuvânt pe care este bine să îl repetați după mine pentru a-l învăța mai ușor, pentru a vă obișnui cu pronunția. De asemenea, este bine să repetați cu voce tare așa încât să auziți și voi cum pronunțați pentru a vă da seama dacă pronunțați sau nu corect. Haideți să începem cu cuvântul the student. The student. Ce înseamnă? Elevul. The teacher. The teacher este profesorul. The computer. The computer este calculatorul. Și un verb acum, to be online. To be online înseamnă a fi online. The keyboard. The keyboard este tastatura. The mouse. The mouse este mouse-ul. Și acum un alt verb. To learn. To learn înseamnă a învăța. The attention. The attention este atenția. The homework. The homework sunt temele. The exercises. The exercises sunt exercițiile. To teach. To teach înseamnă a preda. Și ultimul cuvânt, to write. To write înseamnă a scrie. Haideți să reluăm cuvintele. The student. The teacher. The computer. To be online. The keyboard. The mouse. To learn. The attention. The homework. The exercises. To teach. Și ultimul cuvânt, to write. Iar acum haideți să formăm și propozițiile cu aceste cuvinte. Nowadays, due to the pandemic, the online school is very popular. Haideți să repetăm. Nowadays, due to the pandemic, the online school is very popular. În zilele noastre, din cauza pandemiei, școala online este foarte populară. Nu neapărat populară, dar se vorbește foarte mult de ea. The students, as well as the teacher, are online, sitting in front of the computer. The students, as well as the teacher, are online, sitting in front of the computer. Elevii, precum și profesorul, sunt online și stau în fața computerului. They need to know how to use the keyboard and the mouse. They need to know how to use the keyboard and the mouse. Ei trebuie să știe cum să folosească tastatura și mouse-ul. In order to learn, the student must carefully do the recommended homework and exercises. In order to learn, the student must carefully do the recommended homework and exercises. Pentru a învăța, elevul trebuie să facă cu atenție temele și exercițiile recomandate. The student must pay attention to what the teacher teaches. The student must pay attention to what the teacher teaches. Elevul trebuie să fie atent la ceea ce predă profesorul. The student must write down what he is told. The student must write down what he is told. Elevul trebuie să noteze ceea ce îi se spune.
Iar acum, după ce am citit aceste propoziții, hai să le repetăm pentru a învăța mai bine cuvintele. Să începem de la început. Nowadays, due to the pandemic, the online school is very popular. The students as well as the teacher are online, sitting in front of the computer. They need to know how to use the keyboard and the mouse. In order to learn, the student must carefully do the recommended homework and exercises. The student must pay attention to what the teacher teaches. The student must write down what he is told.